Pentru executarea unor lucrări de remediere a unei avarii la stația de repompare Cota 45 din orașul Cernavodă, Secerașa S.A. este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile joi 16 martie 2017, în intervalul orar 9-15. Vor fi afectați de lipsa apei potabile consumatorii din cartierele Nord și Tudor Vladimirescu, precum și cei din zona spitalului orășenesc Cernavodă. Regia de apă își cere scuze față de abonații afectați și îi asigură că echipele de intervenție care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, consumatorii afectați de aceste opriri sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.